O femeie a ajuns la spital după ce a fost implicată într-un accident de circulație, nu însă din cauza rănilor produse în urma evenimentului, ci pentru că a suferit un șoc în momentul în care și-a văzut mașina abia cumpărată distrusă. Totul s-a întâmplat vineri după amiază pe bulevardul Tăbăcari. Femeia care conducea un autoturism Peugeot nu a păstrat distanța corespunzătoare față de o altă mașină și a intrat în autoturism după ce șoferul acestuia a frânat brusc pentru a evita accidentarea unui pieton. În data de 25.06.2010 a avut loc un eveniment rutier în municipiul Făgăraș pe strada Tăbăcari, soldat din fericire numai cu pagube materiale. Autoturismul marca Volkswagen se deplasa din direcția Sibiu către Brașov. În fața acestuia a încercat să traverseze printr-un loc nepermis un pieton. Conducătorul auto a încercat să-l evite, dar autoturismul care se afla în spatele autoturismului Volkswagen, respectiv autoturismul Peugeot, nu a păstrat o distanță suficientă, intrând în coliziune cu acesta, rezultând pagube materiale. Deși accidentul nu s-a soldat decât cu pagube materiale, șoferița Peugeot-ului a suferit un șoc atunci când și-a văzut mașina distrusă, astfel că a avut nevoie de îngrijiri medicale. În plus, aceasta a fost și amendată pentru imprudența ei în trafic.